În noapte de Revelion, rușii au atacat Ucraina cu drone pe care scrie An nou fericit. Potrivit presei locale, cel puțin o ucraineancă a fost ucisă în urma loviturilor cu rachete, iar 10 de persoane au fost rănite. În Kiev și în alte mari orașe ucrainene, încă de la 23:00, se auzeau alerte de raid aerian. În timp ce sirenele răsunau, mai mulți oameni din Kiev au strigat de la balcoane glorie Ucrainei, glorie eroilor. Atacurile au venit la câteva minute după mesajul de Revelion al președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, care a spus că 2023 va fi anul victoriei. Capitala Kiev a fost ținta atacurilor aeriene ale forțelor ruse în noaptea de Revelion. Apărarea ucraineană anunță că a doborât peste 30 de ținte aeriene deasupra regiunii Kiev. Președintele Volodymyr Zelensky a transmis un mesaj de anul nou în care arată că ucrainenii sunt gata să lupte și anul acesta pentru a se putea întoarce la viața normală. Toți suntem Ucraina, a spus Volodymyr Zelensky. Totodată el s-a adresat și poporului rus, potrivit CNN. Вся эта война, которую вы ведете, вы, Россия, она не с НАТО, как врут ваши пропагандисты. Она не за что-то там историческое, она за то, чтобы один человек до конца своей жизни оставался у власти. А что останется от всех вас, граждане России, его не волнует. Он как раз прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов. Он прячется за вами и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто никогда не простит, никто в мире вам этого не простит. Украина никогда не простит. Totodată, sâmbătă, atât Ucraina cât și Rusia au anunțat un schimb de prizonieri de război. Andrei Iermac, șeful cabinetului președintelui ucrainean, a scris într-un mesaj pe Telegram că 140 de prizonieri de război au fost eliberați, inclusiv apărătorii Mariupolului și ostași care au apărut insula Șerpilor. Acesta este al 35-lea schimb de prizonieri potrivit sediului ucrainean de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război. Agenția a spus că 1596 de oameni, inclusiv personal militar și civil, au fost eliberați din captivitatea rusă prin negocieri. Schimbul include 187 de femei eliberate de la începutul invaziei, potrivit oficialilor citați de CNN. Într-un comunicat, Ministerul rus al apărării a spus că 82 de militari s-au întors. Personalul eliberat va fi dus în Moscova cu avioane de transport militar pentru tratament suplimentar și reabilitare la facilitățile de sănătate ale Ministerului rus al apărării, se mai spune în comunicat. Între timp, peste 30% din capitala Kiev nu are curent din cauza întreruperilor de urgență, potrivit primarului orașului Vitali Klitschko. Edilul capitalei a adăugat că locuitorii Kievului au apă și căldură. Klitschko a mai spus că sunt restricții pe o secțiune deschisă a liniei de metro din oraș pentru a verifica prezența rămășițelor de la rachete. Specialiștii sunt pe drum în acea zonă, a spus el. Vă vom informa despre reluarea traficului pe linia roșie, a scris Vitali Klitschko pe Telegram. Potrivit primarului Kievului, în noapte de Revelion, fragmente de la o rachetă rusească distrusă de sistemele de apărare aeriană ucraineană au avariat o mașină în centrul capitalei, dar nu au fost răniți sau victime. Administrația militară a orașului Kiev a anunțat că peste 30 de obiecte aeriene lansate de Rusia au fost distruse.